Doamnelor și domnilor, bună seara! Suntem bolnavi, grav și se pare ireversibil. Boala se numește setea de ducă. Unde și auzi, numai asta auzi, mă duc. Puțin contează unde, peste Nistru ori peste Prut. Principalul duca, de fapt fuga din țară. Această epidemie mai ceva ca ciuma medievală doboară pe un cap moldovenii nu fizic, spiritual doboară. Pentru că oricât de mult am spune noi că suntem măcinați de dorul de casă, vorba doar vorbă rămâne. Nimic mai mult. Ne consolăm cu gândul că venirea de blajini la cimitire e marea noastră dragoste față de strămoși și de înaintașii noștri. Ne considerăm moldoveni doar pentru că numerele de înmatriculare ale autoturismelor noastre sunt cu abreviatura MD falsă opinie. Cu adevărat, dragoste de țară e doar aceea care nu e construită pe niște obiecte date de pomană, de sufletul cutărui sau cutărui. Dragostea adevărată e în sufletul viu și nu cel plecat. Sufletele noastre sunt pustiite. Nu mai suntem gospodarii casei, suntem oaspeți la noi acasă. Suntem venetici în Moldova și băștinași în Italia și Rusii. Focul din vatra lui Matkovski a rămas doar un cântec, pragul de piatră a rămas doar un vers. Nucul de la poartă, simbolul nostru milenar, a devenit doar figură de stil. Case pustii și părăsite, tot mai multe prin satele noastre sunt. Nu avem mame, tați și bunei. La mare întrebare a devenit pasca italiană și nu cozonacul moldovenesc cum era pe timpuri. Ne schimbăm cu zice trece o bârșie și ne trădăm vatra. Epidemia dorului ne duce și bântuie peste întreaga Moldovă. Plecările sunt fără regrete. Nimeni nu privește înapoi. Nimeni nu vrea să revină. Unicii care nu pleacă sunt bătrânii. Vârsta e unicul antidot al drogului de ducă. Tinerii sunt atacați fără milă și speranță că poate ceva se mai schimba. Nimic nu se schimbă. Pentru că trebuie să ne schimbăm noi înșine, fiecare în parte și toți împreună. Să ne îmbolnăvim din nou de doină, de joc și de dealurile și câmpiile noastre, de codri și de nistru, de ulițile satului, așa cum sunt ele, nu prea asfaltate, în schimb, cu floricele și iarbă pe la margini. Altminteri, nu avem nicio șansă de a trece și de a schimba ceva în Republica Moldova. Acest cuvânt înainte l-am scris după ce am vizitat astăzi Condrița. Un sat mic, dar foarte, foarte frumos, cu oameni harnici și gospodari. Dar unde am văzut la fiecare a treia casă ușile închise, ferestre bătute cu bârne, ceea ce ar însemna că sunt foarte mulți plecați peste hotare. De aceea mi-am propus să încep astăzi Anume cu aceasta, cu o durere care m-a lăsat pe mine astăzi pustită în suflet. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră simte acest lucru. Însă, emisiunea de astăzi o dedic unei teme și la această temă voi discuta cu invitații din studio care sunt. Victor Nichituș, jurnalist. Bună seara și bine ați venit Bună în studioul la noi. Mulțumesc că ați găsit timp pentru a veni. Timpul este în sfârșit, a venit iarna peste Republica este Moldova. Este o plăcere să vă regăsesc din nou aici la acest Mulțumesc mult. Și Victor Ju, analist politic, director al Institutului de Juridică și Politice a Academiei de Științe Moldova. Bună seara și bine ați venit. Bună seara bine și bine mulțumesc vă și dumneavoastră că ați găsit timp și ați uh, decis să venim să mai discutăm, să audă și telespectatorii o altă opinie și să avem uh, și noi o discuție constructivă. Ziceam că vom vorbi la o temă care ultimele două zile a fost, este virală și pe rețele de socializare și pe internet și politicienii și toate partidele politice și au, unele din ele și-au exprimat opinia, altele nu. vorbesc despre cei cinci deputați a Partidului Liberal în frunte cu liderul formațiunii Mihai Gimpu, care au depus în Parlament un proiect pentru ieșirea Republicii Moldova din comunitatea statelor independente. Potrivit inițiativei legislative, calitatea de membru în CSI contravine aspirațiilor de integrare europeană pe care puterea de la Chișinău vrea să o înscrie în Constituție. Câteva ieri au apărut, deja a apărut reacția Partidului Socialiștilor, care au condamnat dur această inițiativă și au declarat că este un slogan electoral și un act populist, ca de obicei, exprimat de PL. Este, întrebarea mea este, domnul Ju, către dumneavoastră, este binevenită ori nu această propunere? E populism sau nu? Și cum vedeți dumneavoastră aceste declarații, anume în 2000, la început de an? Eu aș vrea să subliniez că Partidul Liberal nu pentru prima dată vine cu o asemenea inițiativă ca Republica Moldova să părăsească comunitatea statelor independente. Periodicitatea este de 4-5 ani. Pentru prima dată Mihai Ghimpu, devenind președinte interimar, imediat a declarat, prin ironie, soartea el trebuia să participe la summit-ul șefilor de state și de guverne din CSI, dar nu a preferat, considerând că Republica Moldova trebuie să părăsească această structură. Apoi, în 2014, a mai fost un demers în urma evenimentelor din Ucraina, când peninsula Crimeei a fost incorporată în Federația Rusă și. Partidul Liberal a considerat că mai bună ieșire din situație pentru Republica Moldova în contextul dat nu ar fi și este nevoie de părăsită CSI. Iată, acum ați spus că a mai fost, deja a fost înregistrată o inițiativă legislativă. Eu din mai multe ori am spus că. De fapt, comunitatea statelor independente, dacă nu ajută foarte mult Republica Moldova, cel puțin nu este un obstacol, nu este un impediment. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană din 27 iunie 2014 nu contravine cu asocierea în cadrul comunității statelor independente. Și vreau să subliniez că Republica Moldova, pe data de 20 octombrie 2011, a semnat un acord de asociere în cadrul comunității statelor independente. Noi permanent spunem că în piața europeană avem mai puține șanse, dar avem mai multe șanse pe piața tradițională din comunitatea statelor independente. Dar nu știu de ce, Practic toți agenții economici sau în proporție de 80-90% asociază comunitatea în exclusivitate cu Federația Rusă. Eu consider că Republica Moldova, încă nu a fructificat timp de mai mult de jumătate de un sfert de secol, un parteneriat economic cu Belarusia, cu Kazakhstanul cu Armenia și cu Azerbaidjanul. Ei bine, este mai greu cu țările din Asia Mijlocii, este cam departe, de da. de interesele sunt cam diferite, dar iată, cu țările din Europa și Eurasia și din Caucazul de Sud, este absolut oportun de a identifica noi soluții. Eu n-aș spune că acesta este un act populist. Practic, în campanie electorală toate actele vor fi populiste. Dacă cineva va veni și vă va spune că ar trebui noi să devenim stat membru a Comunității Statelor Independente, iarăși ar fi, sau să, să, să mai degrabă să devenim un stat plenipotențiar în cadrul Uniunii Economice iar iarăși ar fi un act populist. Pentru că la noi, în Republica Moldova, mai ales în anul electoral, tot ce se face este trecut prin mm -hmm. prisma acestui. Mm -hmm. Nu este. Eu consider că aceasta este convingere liberalelor uh -huh. și această convingere are dreptul la existentă. Altceva că ea este absolut uh, nu că nefondată, este, uh, impra, este imposibil de a fi realizată și subliniez încă o dată, Republica Moldova are foarte mari rezerve în relațiile cu comunitatea statelor independente. Eu înțeleg, cineva vă spune și va avea dreptate că Republica Moldova trebuie să Semneze acorduri bilaterale cu statele membre din CSI. Da, ele sunt acorduri bilaterale, practic cu toate statele, dar nu este cazul de a face abstracție de acest mecanism de cooperare multilaterală care poate să ajute Republica Moldova în promovarea în special a relațiilor comerciale economice pentru cele politice practic. Nu este parte, sau în plus, noi facem parte din 2006 și din uh, pachetul de documente ce ține de contracararea terorismului, care este un factor foarte important. Am spus că niciun stat din lume nu este ferit de pericolul terorismului e. și chiar dacă Republica Moldova ar ar aprofunda și ar extinde relațiile cu această structură, ar fi numai în beneficiul ei. La moment noi nu avem cu ce modifica. Iar integrarea europeană să fie realizată, noi putem vorbi de apropiere, chiar și dacă va fi introdus în Constituție, eu aș propune în articolul 1 alineatul 4, acest fapt nu va fi un impediment în aprofundarea relațiilor sau menținerea relațiilor cu statele din comunitate. Domnul Nichituș, urmează ca inițiativa să fie votată ori respinsă de către Parlament. Cum considerați ce se va întâmpla în dezbaterele în Parlament? Pentru că se mai vorbește, se mai scrie în reacția Partidului Socialiștilor, precum că această inițiativă este irresponsabilă și subminează eforturile președintelui Republicii Moldova Igor Dodon privind dezvoltarea relațiilor de parteneriate. Trebuie să spunem foarte clar uh, și voi da aici ce ce este, ce este a cezarului, uh, socialiștii au dreptate. Socialiștii au dreptate atunci când au uh, spus despre faptul că declarația domnului Gimpu este una electorală. Uh, este o declarație electorală, anul 2018 este un an electoral, iar uh, domnul Gimpu, într-adevăr, așa cum a spus și domnul domnul Juc, de multe ori are acest discurs. Dar trebuie să... să voi încerca pentru telespectatorii dumneavoastră ca să le explic de ce a făcut domnul Gimpo acest uh -huh. lucru, această declarație. Uh, declarația a fost făcută în primul rând uh, pentru că este o formă de a contracara eforturile pe care le face o altă formațiune politică, este vorba de uh, echipa condusă de Traian Băsescu Partidul Unității Naționale care uh, deja observ că preia din electoratul domnului Gimpu, din electoratul uh, liberal. Deci uh, domnul Gimpu nu face nimic altceva decât să se apere în, în, <gânt> în, în, prin aceste declarații datorită faptului că foarte mulți din simpatizanții domnului Gimpu, liberali de odineoare, încet încet, 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 încet migrează către echipa domnului Băsescu. E firesc ca domnul Gimpu să vorbească de, despre acest lucru. Că vom ieși din CSI și așa mai departe. Și se propună așa fel de Și se, propune, se propună o, 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 o inițiativă care într-adevăr este una electorală. Uh, doi, mai spun încă o chestie. Uh, că nu știu dacă domnul Gimpu va găsi sprijin din partea tuturor uh, formațiunilor parlamentare din uh, Republica Moldova de ce? Pentru că așa cum a spus și domnul domnul Juc, într adevăr vrem noi sau nu vrem, dar o, o, datele statistice vorbesc de aproximativ 600 de de mii, domnul Juc cam 600 de mii de cetățeni uh, ultimele date care au venit de la biroul de Migrație și azil. Vorbesc despre faptul că un număr impresionant bun, nu uh -huh. se dă acum nu așa, așa concret. Da, da? Un număr impresionant de, de uh, cetățeni Republicii Moldova se află la lucru în statele din comunitatea din statelor, statelor, independent. statelor independente, inclusiv uh, Federația Rusă. Deci noi vorbim de întreaga ansamblu de state uh, uh, din comunitatea statelor independente. Da, în momentul în care Republica Moldova a aderat la comunitatea statelor independente a fost un val de antipatie pentru gestul care a fost făcut atunci de către președintele Snegur dacă mi aduc bine în decembrie 1991. Exact. Deci a fost un val de antipatie la adresa acestui gest, dar gestul de fapt dacă privim la ceea ce s-a întâmplat a adus oarece Beneficii Republicii Moldova. De ce spun despre beneficii? Pentru simplu motiv și foarte multe lume o să mă critice datorită celor ce voi spune acum, dar moldovenii, spre deosebire de cetățenii din România, au oportunități în plus. Uh -huh. Având pașaportul Republicii Moldova și având cunoștințe de limbă rusă, rusă exact, au de. posibilitatea Sunt să își găsească, să -și găsească și... alte uh, joburi. Absolut. Ceea ce uh, în România Toată toți românii se duc și, și să lucreze prin Uniunea Europeană, dar mondova. doar Moldova, engleză, da, ca limbă exact, sau Exact, dar ala, dar, sau... dar cetățeanul din Republica Moldova are mai multe uh, oportunități, poate să se ducă și în Europa, poate să se ducă și în Federația Rusă. Ceea ce înseamnă că acest uh, apartenența Republicii Moldova la comunitatea statelor independente dă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Exact. Uh, da, ați celor spuse de domnul Nichituș și ați întrebat: "Eu nu consider că Partidul Liberal va găsi vreun aliat în cadrul Parlamentului, dintre cele fracțiuni și grupuri parlamentare. Eu nu știu care va fi poziția liberal-democraților, când uh -huh. au rămas ei cinci, dar cu certitudine chiar și cu cei cinci liberal-democrați nu va obține numărul necesar de sufragii pentru cel puțin pentru a demara această uh -huh. procedură. În al doilea rând, eu nu sunt sigur că această inițiativă va aduce voturi electorale Partidului Liberal pentru că cred eu că mare da, celor parte, pe care iau 11% estimativ, așa se zice, probabil le vor Cine știe Întări, dar are cine 11 știi? Nu, nu pe, au, timpuri, pe timpuri, pe timpuri, pe timpuri acum au fost, da. Și... acum au desigur că mai puțin și nu cred eu că le va aduce vot electoral acest mesaj. în plus eu nu cred că Partidul Liberal poate să facă ceva pentru în moment în contextul că Totuși, simpatiile față de CSI, în special de Federația Rusă, mai persistă în societatea din Republica Moldova. Vrem noi sau nu vrem? Da, da, Cât de normal. -a da. să să Dacă se Republica pe Moldova nu ar fi semnat tracțion. documentele de la Almata din 21-22 decembrie 1991, poate era altă situație. Dar am văzut că unele state cum ar fi Turkmenistan, Georgia și Ucraina, practic la moment au statutul de observatori, dar tot participă la acest uh, mecanism. Atunci când Republica Moldova va deveni stat membru a Uniunii Europene, adică când va face parte din Uniunea Vamală a Uniunii Europene, Va atunci, fi, poate atunci va fi o oportunitate de uh, realizat. Dar la moment aceasta nu este uh, oportun și nu aduce uh, beneficii Republicii Moldova din contra un mecanism. Aș spune, mai mult sau mai puțin important, mai mult sau mai puțin valorificat, uh, va, fi, uh, va fi sistat și nu este bine pentru Republica Moldova. Se va schimba regimul juridic, se va schimba regimul vamal, uh -huh. nu numai da, a cetățenilor, dar și a întreprinderilor a operațiunilor uh, comerciale exercitate și. Uh, va fi foarte mari dificultăți de a le restabili. Ca exemplu, numai vedem care este cât cu câte greutate Marea Britanie eh, negociază cu Uniunea Europeană. Vedem că totuși reamintesc că Ucraina participă la unele mecanisme. Turkmenistanul s-a retras încă din 2007, dar participă. Da. Georgia din 2008 ca urmare a războiului din august. Dar tot participă la unele mecanisme mai multe. Care mult, sunt benefice în unii părți sunt, sau părți sau alte Care sunt benefice mai ales în aspecte comercial economic. Economice. Da. Ați menționat despre PLDM, că nu știți ce se va întâmpla cu cei cinci, dar PD-ul, cum credeți, nu va reacționa acum, pentru că uneori se cam aliază cu PLU în unele decizii. Eu, decizii. toate deciziile din Parlament sunt ad hoc și fiecare protagonist are dreptul să-și desfășoare activitatea și să se asocieze fie cu unul, fie cu altul, în funcție de anumite interese. Eu nu cred că Partidul Democrat la moment consideră că CSI a devenit istorie pentru Republica Moldova. Mai degrabă, președintele fracțiunii, alți deputați vor spune că este nevoie ca această oportunitate să fie valorificată mult mai mult decât s-a realizat, mai ales în contextul că în 2017 relațiile moldoruse au fost, practic, au căzut la pământ, iar totuși comunitatea statelor independente ca și Uniunea Economică Euroasiatică sunt structuri asimetrice cu un stat dominant, cu un stat lider și restul statelor uh -huh. și o resetare a relațiilor moldoruse în special pe filiera economică dar și politică. Este și în interesul nu numai a socialiștilor, dar și a democraților și, și a altor franților. Aici, aici, nu... aici, aici, domnul Nichituș, vreau și părerea noastră să aflu, pentru a... că PD-ul, Partidul Democrat, ar putea să facă și o surpriză prin această reacție. Pentru că, în ultimul timp, avem ce avem cu presa și interdicțiile pe care le-a înaintat Partidul Democrat. Totuși, dimensiunile a... sunt diferite. Sunt diferite, o, da, sunt da diferite. dar dragostea față de... Tot, ce este legat de aspectul rusii. Deci toată, lumea, toată lumea acum va privi, presupun că toată lumea va privi comportamentul. Partidului Democrat, uh -huh. deputaților Partidului Democrat vis-a-vis -vis de această inițiativă a domnului Ghimpuru. Repet, este dreptul deputaților să facă ce vor domnilor pentru că mandatul domnilor lor este imperativ. Imperativ, imperativ da. da? Deci, dar vorbesc despre altceva. Vorbesc despre faptul că vor privi și vor considera a, dacă. Partidul Democrat nu se va alia aceste inițiative a Partidului Liberal, vor apărea voci care vor spune, vedeți, există un binom între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Mm. Dacă, așa cum spun așa unii, cum spun unii, exact. așa cum spun unii, dacă de, invers, dacă de exemplu Partidul Democrat nu va, nu va reacționa. Sau nu va veni Da, vor spune alții. Vedeți, Partidul Democrat este așa cum a fost întotdeauna vocea, exponentul și așa mai departe al Federației Ruse și așa mai departe. Cum mai există iarăși. Partidul alte opinii. Partidul Democrat este acum într-o într situație foarte delicată și eu cred că până la urmă cineva, liderii acestei formații, politice vor avea suficientă inteligență pentru a ieși din această situație de pat. Cred eu că ar trebui să comunice care sunt avantajele și dezavantajele ieșirii din comunitatea statelor independente. Haideți să presupunem, să încercăm să... Să o ipoteză. o ipoteză. Da, ipoteza e simplă. Dumneavoastră, doamna Răducanu, sunteți directoarea unei firme care exportă în Federația Rusă nuci. Uh -huh. sau nu știu altceva. În momentul în care uh, Republica Moldova va ieși din comunitatea statelor independente, dumneavoastră care aveți contracte semnate de mult timp de livrare în piața din, nu știu. Turmenistan, Federația Rusă sau oriunde ar fi în comunitatea statelor independente, vă va fi mult mai greu să exportați aceste nuci. De ce? Pentru că automat dumneavoastră ați ieșit din, din acest sistem de mecanism de, de cooperare multilaterală. Exact. exact. Uh -huh. Și dumneavoastră veți avea sute și o sumedenie de, de bariere în fața livrării și respectării contractului pe care dumneavoastră l-ați semnat. Asta ca să înțelegă telespectatorii exact, noștri exact. într-un limbaj așa simplu pentru, exact, pentru toată da. lumea. Dar să vorbim despre. Bine, am vorbit acum despre avantajele și dezavantajele. Ce se va întâmpla în cazul în care, bine, inițiativa nu va avea nicio reacție? Cum totuși ar trebui noi și partidele și atât oamenii să mergem ca să continuăm să îmbunătățim relațiile cu comunitatea statelor da. independente? 对对、嗯。嗯嗯 asta este opera guvernării. Atâta președintelui care în 2017 a depus un efort pentru a apropia relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, Republica Moldova și Armenia, Republica Moldova și Republica Belarus, în ultimul caz și guvernul și a adus obolul cu Belarus. Noi nu putem spune că oamenii de rând sunt actori ai guvernării și ei trebuie să contribuie la îmbunătățire. Oamenii trebuie să fie obiect al activității politicilor de stat, a politicilor guvernamentale și e, să identifice atât guvernarea cât și oamenii de afaceri, să identifice noi portițe pentru a e, spori volumul de producție exportat în, în Federația Rusă. Eu cred că e, Partidul Democrat nu prea are alternativă, pentru că una este să asistez câteva emisiuni informative sau informații, e, politice și militare la anumite posturi de televiziune, iar altceva este volumul operațiunilor comerciale, uh -huh. relațiile economice, relațiile financiare. Diferența este foarte mare și atunci ce vine în schimb? Practic nu vine nimic. Uniunea Europeană n-a spus că, iată, haideți să o îndemăra negocierile pe marginea acordului de asociere. Uniunea Europeană nu oferă Republicii Moldova nici măcar calitatea de stat candidat. Deci nu trebuie de mers înaintea carului, trebuie de profitat de tot ceea ce avem, ce avem de consolidat să ce avem, de consolidat și în Orientul apropiat, în Orientul mijlociu de multe ori am spus că piața de acolo poate să înghită multe producții, multe din Republica Moldova. Și piața de perspectivă a Uniunii Europene. Dar la noi este o inerție, indiferent că în Orientul Mijlociu, în Uniunea Europeană în Federația Rusă oamenii sunt învățați să crească producție, dar nu sunt învățați, învățați să exporte. Dar da. în același timp domnule, domnule Juc, trebuie să, să spunem încă, să punem punctele pe ei trebuie întotdeauna să chiar dacă Republica Moldova este un actor mic în, în acest în acest joc, în acest joc geopolitic? nu neapărat geopolitic, în comunitatea statelor independente Republica Moldova trebuie să aibă demintat are demnitatea ei. Este bun, toate țările sunt egale între toate statele sunt egale, da? dar să nu prin suveranitatea, prin suveranitatea lor, dar să nu uităm că că cineva un poet mare spunea: "Vreți democrație, dar nu pentru că ței." În momentul când Republica Moldova este tratată în acest fel de către Federația Rusă, mie mi se pare că este firesc ca să existe anumite măsuri de nu neapărat contracarare, dar o măsură de răspuns uh, ca pentru a arăta uh, Federației Ruse că nu poți trata. Uh, pentru că e uh, într-un într așa mod uh, oficiali din Republica Moldova. Trebuie să spunem că au fost oficiali din Republica Moldova care au fost jigniți pe aeroporturile în momentul când se duceau când în declarații, ducea. uh, în vizite oficiale în, în Federația Rusă. Trebuie să spunem toate aceste lucruri și trebuie să spunem că există și a existat o oarecare, sau mai bine zis, hai să spunem iarăși corect, a existat o mixtiune uh, în, uh, în piața audiovizualului din Republica Moldova, din partea Federației Ruse. Trebuie să spunem acest uh -huh. lucru. Pentru că vrem, nu vrem, dar cetățeanul din Republica Moldova trebuie să fie, până la urmă, stăpân la el acasă. Pentru casa lui este, până la urmă, Federația Rusă. Dumneavoastră ați început emisiunea vorbind despre faptul că oamenii sunt pe ducă și oamenii uh, vor să plece din Republica Moldova. Pe Fiecare se, duc, se ori duce în oare, est, ori, ori în est, ori în vest, dar în momentul în care toată lumea va pleca, ce va rămâne din casa asta? Nimic. Vă aduceți De aminte stiu. ce, ce vorba, vorba cântecului. Casa părintească nu, nu se vinde, așa că, până la urmă, consider eu că, totuși, Ceea ce se încearcă să se facă acum în Republica Moldova se încearcă a se căpăta un pic de demnitate. Iar dacă dumneavoastră m-ați întreba cum ar trebui să joace actorii politici, cei doi actori politici mari, mari actori din Republica politice, Moldova, da? v-aș spune imediat, pentru că anul 2018 este un an electoral. Eu cred că ar fi bine ca... Să existe iarăși încă o întâlnire uh, trilaterală, așa cum a fost între uh, președintele Dodon, uh, președintele Parlamentului și primul ministru Filip, pentru a se stabili un anumit cod de conduită, cred eu. O, un Dar se co... poate întâmpla acest lucru din momentul când de se ceartă ce și nu? Dar, se... ce? Dar de ce nu? În momentul Asta e când... din cauza lipsii de cultură Absolut. politică, de cultura guvernării. Indiferent. Până acum avem doar scandal și Indiferent, doar baricade. Aceasta, nu cred este, că... aceasta este problema Republicii Moldova în Franța, în Portugalia, chiar și în România au fost coabiteri. Nu s-a ajuns la un conflict la un blocaj instituțional. Și acea trilaterală despre care a vorbit domnul Nikituș eu am salutat o și am spus că este o practică bine de absolut să fie luată și să continue. Puțin probabil că anul acesta se va realiza da, din pentru ca... că este dar Este anul electoral, este și nu, este... Electoral și nu zi... se va întâmpla. Nu, tâmpla. de ce să nu? Din Poate după de... 2018, după ce se, vorba de, se va vedea nu este se vorba se de asta. Doamna Raducan, nu este vorba de asta, este vorba de o, o un simplu o simplă întâlnire în care spui, domnule, începem, ok, 2018 este anul electoral. Cum ne comportăm? Ne comportăm ca la ușa cortului? Ori, Vor, vorba ori, domnului Juc este, este ori avem, de ori politică avem, ori avem cultură de, politică de, pentru a construi rup. și a da. juca corect da. în 2018. pentru că mai avem și un material video pe care rog regia să-l pregătească este opinia lui Valeriu Ghilețchi, vice președintele Parlamentului și a lui Valerii Demedețchi, șeful biroului TAS din Moldova, vis a -vis de uh, situația creată uh, de ieșirea Republicii Moldova din CSI. Vă rog frumos să puneți materialul pe post Da, regia, s-a întâmplat ceva? Da, îmi spune regia că avem o defecțiune tehnică. Continuăm și când este materialul gata, am anunțați. Da? Bine? Da. Spuneam că anul electoral ne va aduce și surprize și probabil acest lucru chiar și așa declarații cum, sunt, cum este aceasta populistă pe unde pentru a-și atrage electoral vor mai fi, se vor mai întâmpla. Domnul Juc a spus într-adevăr toate acțiunile partidelor politice din 2018 vor fi populiste dar în același timp populismul trebuie totuși să primi, nu trebuie să primeze în fața rațiunii. Rațiunea ne spune următorul fapt. 2018 vine și pleacă. Noi, noi, rămânem. Noi rămânem. Da, regia m-a anunțat că materialul deja este gata. Vă rog frumos, dragi telespectatori, să-l urmăriți. Такие Astfel de decizii trebuie discutate, ce necesită o analiză minuțioasă a consecințelor cele din urmă. Astfel de decizii nu pot fi adoptate spontan, la repezeală. Pe de altă parte, această inițiativă este expusă mai mulți ani la rând, motiv pentru care trebuie luată în calcul și discutată, însă cel mai probabil nu în contextul prezentat de PL. În CSI au fost semnate circa 600 de acorduri și nu este o simplă comunitate în care oamenii s-au întrunit pentru a discuta nu știu ce subiecte. An la rând am fost o singură țară, iar când am decis să ne despărțim, rezolvate au rămas multe probleme. În cele mai frecvente cazuri, declarațiile privind retragerea Moldovei din CSI vin din cauza unor supărări pe care le simt față de Rusia. Sunt lucruri făcute în semn de protest, un lucru însă este ignorat. Acționând împotriva Rusiei, nu facem decât să le facem rău propriilor cetățeni. Dat fiind că în comparație cu Ucraina în Federația Rusă, Muncesc peste o jumătate de milion dintre moldoveni, și anume ei sunt cei care cad sub lovitură. Le va fi schimbată viza de reședință, condițiile de angajare, regimul de vize. Vă dați seama despre ce riscuri vorbim acum? Viză, regim etagale, puteți să ce mă te Da, dragi telespectatori, vă reamintesc că urmăriți emisiunea Noi despre noi și în studioul la noi este Victor Nichituș, jurnalist și Victor Juc, analist politic. Deci, mie așa îmi pare că domnul Gimpu și cei cinci deputați nu se gândesc absolut deloc la cei jumătate, peste jumătate de milion dintre moldoveni și anume cei care vor cădea sub lovitura acestei decizii pe care o propune dânsul. Eu cred că Partidul Liberal conștientizează destul de bine că oportunități mari pentru această inițiativă ca să fie implementată practic nu sunt. Dar au dreptul. Deputații pentru asta au fost aleși să vină fiecare cu diferite uh, inițiative, una mai fezabilă, alta deloc fezabilă. Uh, acum noi vorbim de Partidul Liberal altfel dacă nu venea cu această inițiativă, nu vorbeam despre dânșii, de Mai ales că ei sunt convinși în această oportunitate. Uh, dar rezultatul e cunoscut, probabil. Da, domnul dumneavoastră ce părere vezi despre uh, cei ce au vorbit domnul Demidețchi, cele 600 de acorduri, uh, lucruri făcute în semn de protest, în special? Uh, nu știu dacă este un protest sau nu este un protest. Domnul Jucă are perfectă dreptate. Uh, dincolo de faptul că dacă liberalii nu făceau, nu veneau cu această acțiune a domnilor lor, nu se vorbea despre ei în societate. Deci este o măsură. O modalitate, o modalitate de, a -a. de a ieși în evidență, de a. Eu sunt absolut sigur că atât domnul Gimpu cât și alții lideri ai partidului liberal își dau seama că nu există posibilitate pentru a duce până la capăt această inițiativă. PSRM-ul s-a -a pronunțat pentru a sprijini statutul de membru al țării noastre în toate asociațiile de integrare care contribuie cu adevărat la dezvoltarea economiei noastre, liberei circulației cetățenilor accesului produselor noastre pe piețele externe și care nu impun restricții obligatorii asupra Moldovei și asupra politicului nostru. Da, de Republica Moldova este parte a multe mecanisme regionale și subregionale de cooperare multilaterală. Suntem membru Asociația a Uniunii Europene, membre, suntem membri pleni a Comunității Statelor Independente, suntem membri asociații în Inițiativa Centrală Europeană, membri asociații în... Uh, uh, Asociația Europeană, Central Europeană de Comerț Avem Liber. un plan aprofundat de cooperare Moldova-NATO, așa? Da, Că... avem un plan, deci Republica Moldova practic este parte la multe mecanisme de uh, cooperare care mai mult sau mai puțin aduc beneficii. Toată lumea a uitat, dar mai avem și un guam Absolut, da, de da, care, da, care, da, care s-au uitat, care de... s uitat da, pentru că și acolo, în spațiul post-sovietic, s-au încercat niște mecanisme de cooperare, altceva că ele, practic, sunt mai puțin viabile. Dar mulți din Republica Moldova asociază comunitatea statelor independente cu o valiză. Este cam inutil de a o duce dar în același timp îți pare rău ca să o ca să... Da, da, dar mai ales că sunt, încă sunt rezerve foarte multe. Probabil atunci când se va aprofunda Uniunea Economică Euroasiatică, atunci situația în cadrul CSI-ului va fi mai dificilă. Dar până la moment procesele de aprofundare, integrării în această uh, Uniune de cur gradual și eu cred că așa este corect, uh, pentru că Uniunea Europeană totuși timp de o jumate de secol a realizat, dar în cadrul, în spațiul euroasiatic numai de 5 ani aceasta. Este imposibil ca să faci lucruri, ca să faci lucruri mare, care, uh, care să se, se află la baza acordului din intrat uh, în vigoare la 1 ianuarie 2016. Iar la moment nu este oportun pentru că nu se schimbă nimic. Eu aș putea face încă o comparație. Bine, noi putem să refuzăm la statutul de neutralitate permanentă, dar ce avem în, în schimb? Da, nu avem în nimic. NATO măcar nici nu tratează Republica Moldova nici ca pe un uh, partener strategic non-NATO. Uh -huh. Deci nu este așa. Adică pentru moment cred eu că este din contra mai ales în anul 2018, care fiecare vrea să vină să contabilizeze puncte electorale, ar fi cazul de identificat noi oportunități și pe e, direcția e, comunității statelor independente. Da, domnul Nichituș, deci să liniștim oamenii că această inițiativă nu va avea mare și, iarăși, în limbajul e, mai simplu pentru cetățeni, nu vom e, ceda și da, nu, vom, nu, ar nu ar se ca. va întâmpla ca cei peste jumătate de milion pentru că așa se simte în. Da. La, mie, la mi se pare ca, că mie mi se pare că există un binom foarte interesant de comunicare între Partidul Liberal și Partidul Socialiștilor. Pentru că dacă Partidul Liberal nu vorbea despre această ieșire a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente, Partidul Socialiștilor nu a reacționat Ei, Asta este al de... treilea da, binom deja pe, pe, pe toate păi, a, da. Așa este jocul politic. Vă dați seama? În momentul în care domnul Gimpu a ieșit cu această declarație a domniei sale, iată, se vorbește despre domnul Gimpu. Se Altă... vorbește despre CSI. Și nu, putem se vorbește să vorbim despre și, ieșirea Republicii de Moldova din CSI. în felul care acesta putem să... Ce... Acum, vorbim, se vorbește în ultima vreme despre fake news. Uh -huh. Apropo, declarația domnului Gimpo este un fake news sau nu este un fake news? Domnul Gimpo, a spus că vom ieși. Ok, și cum? Pentru că de la, de la declarație până, până la, la faptă este o distanță, o distanță foarte destul mare. de lungă, da. Și dacă vorbim despre, și am vorbit înainte de reportaj despre anul electoral, conform sondajilor PSRM are destul de multe procente și este favorit în toate sondajele, atât președintele cât și PSRM-ul în sine. Cum considerați? aceasta se va menține pe tot parcursul anului 2018? Trebuie tendință? să... Trebuie să fim foarte atenți atunci când privim sondajele. Sondajele nu reprezintă nimic altceva decât o fotografie de moment. Domnul președinte Dodon are acțiuni care pe alocuri au fost bune, are acțiuni care pe alocuri sunt mai puțin bune. Trebuie să spun că eu am rămas surprins de faptul că domnul Dodon uh, nu a vrut să semneze decretul de investire al noilor miniștri din Guvernul Filip. Deci, acest lucru, de fapt, a dus la suspendarea uh, președintelui Repetat. din funcție. Uh, bun, mie mi se pare, totuși, că până la urmă, repet că. Ar trebui ca în a, în a, înainte de începerea tuturor acestor a, bătălii electorale, cei trei să se întâlnească, să stabilească o normă de conduită în acest an electoral, care într-adevăr este un an electoral. Ce va fi? Va, dacă domnul Dodon va participa la această... A, hai să o numim trilaterală și dacă vor fi stabilite anumite reguli de conduită, eu cred că domnul, domnul Dodon se va menține în, în își va menține cota de popularitate. Este opinia mea. Uh -huh. În același timp, domnul Dodon vorbește despre faptul că uh, iată, și-ar dori o restabilare, o restabilire, o resetare a relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. O chestie pozitivă, în opinia mea. Să vedem dacă și cei din Federația Rusă își doresc, își doresc același acest, lucru. Își doresc acest, același lucru. Uh, cabinetul Filip iarăși este pus într-o situație iarăși dificilă. De ce? Pentru că în același timp trebuie să respecte anumite uh, angajamente luate în fața Uniunii Europene pentru a căpăta uh, această finanțare da? dacă despre care noi vorbim, uh -huh. o finanțare care este importantă pentru Republica Moldova Reformele, dar Și, care și sunt, pe de altă parte, nu ar trebui să fie atât de dure în ce ține de Federația Rusă pentru că Nu în acest e vorba fel, numai de asta, este vorba de altceva În momentul în care uh, Uniunea Europeană vorbește despre implementarea acestor reforme, reformele sunt dureroase Iar aceste reforme dureroase Domnul noi am mai avut reforme și le avem uh, bun, dar, Este dar, vorba de calitatea reformelor bun, Și de calitatea reformelor Situația este complicată totuși și ar trebui totuși într-adevăr ca cei trei să se întâlnească E o soluție pe care ar pune exact. lucrurile un pic mai... Mai bine Noi pe, trebuie să conștientizăm pe în fapt Republica Moldova este partajată geopolitic. Știm de un sfert de secol, clasa politică nu s-a învățat că ar putea să aibă relații bune atât la vest cât și la est. Nu știu de ce, dar dacă se aprofundează relațiile cu Uniunea Europeană, atunci cu Federația Rusă ele se escaladează. Și toți actorii politici practică această strategie care nu este în favoarea Republicii Moldova. Desigur că Republica Moldova nu întotdeauna poate să să manevreze diplomatic cum dorește. Uneori este pedepsită, în special de Federația Rusă. -a Așa a fost pe timpul domnului Voronin. S-a semnat, semnat acordul de asociere, s-a introdus embargo în 2014 sau nu a fost în 2003 acceptat. Memorandumul Coza. În 2006 s-a introdus un îmbărbăcător. Păi nu putem să învățăm din greșelile proprii. Eu nu știu. Clasa politică trebuie să învețe noi, venim, spunem. Iar oamenii cred că nu învață din propriile greșeli. Oamenii politici. Da, politici, oamenii da, politici. Că noi poate Cât și despre sondaje, înțelegeți situația s-a schimbat de, de atunci când a fost introdus sistemul mixt. Toate măsurările care se fac, se fac numai vis-a-vis -vis de circumscripția națională. Adică ele sunt corecte numai pe jumătate. Pe când în circumscripțiile unii nominale, cele 51, nu cred situația că un nimeni nu poate realiza. Previzibilă, poate nici nu știu fi probabil, măsurătorile. pentru că poate să câștige oricine, inclusiv candidați independenți sau candidați de la partidele mici care nici nu visau să treacă pragul electoral Acum de, de șase. ca să, ia... să se concentreze pe câteva circumscripții. Dar, sigur că pe circunscripția națională, dacă am pune lider este Partidul Socialistilor, care a recrutat electoratul de stânga, parțial de centru stânga, apoi este Partidul Acțiunii și Solidaritate, care a recrutat fostul electorat peledimist de centru-dreapta, apoi este Partidul Democrat cu electoratul de centru-stânga și în fine vine un partid, probabil Partidul Unității Naționale cu electoratul de dreapta, mai ales că au pentru prima dată au un exponent care ar trebui să fie credibil în opinia unioniștilor. Acesta este Traian Băsescu. Dacă unioniștii de data aceasta nu se vor coagula eforturile și nu vor susține... Și dacă nu suscine, va fi declarat Traian Băsescu persoană în da, grata, la noi și dacă nu se vor porni nu, nu trebuie noi să ne grăbim. Dar pentru ce să ne grăbim? Dar pentru ce să ne grăbim? Atunci unioniștii ar putea să aibă o prezență cât de cât bună pe măsură în Parlament. Dar dacă nu, ei vor rata pentru mulți ani înainte această posibilitate. De a mai intra în Republica Moldova. Deci a, votul mixt ar fi a, schimba configurația parlamentului Totalmente poate să schimbe și nicio măsurătură care nicio măsurare care se face poate trebuie să fie tratată ca a, relativ relativ corectă numai pe jumătate. Și aici înțeleg că încă și mai mult trebuie să se așeze la o masă de, com de dialog aceste două inclusive, puteri. Inclusiv inclusiv din, din acest de, motiv. Uh, mai este încă o chestiune uh, Vedeți? în moment, ceea ce înseamnă circunscripțiile uninominale, înseamnă. da, nimic gem, mai avem da. doar câteva secunde. Ok, nu avem nimic altceva de făcut decât să vedem că anul 2018 va fi un, nu numai un an al luptelor electorale, dar și un an al culturii politice. Da, și eu aș mai spune, că ar fi bine ca în 2018 să începem să ne îmbolnăvim de doină de joc și de tradițiile noastre, să nu uităm de tot ce ne aparține nouă ca moldoveni. Atunci va fi și mai bine. Eu vă mulțumesc pentru tot mulțumesc ce am, am discutat mulțumesc. astăzi și de prezența dumneavoastră în studio. Domnilor și domnilor, eu vă spun la revedere. Vă aștept marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi la emisiune. La revedere.